O pensionară a intrat în stare de șoc după ce a primit factura la gaze din luna decembrie 2021. Femeia a crezut că nu vede bine, i se imputa un consum de peste 146 de megavați oră și avea de plătit peste 33 de milioane de lei, echivalentul a aproximativ 6,7 milioane de euro. Pe factura la gaze naturale a femeii în vârstă de 70 de ani era înregistrat un consum de peste 146 .525 de milioane de de megavați, iar asta în condițiile în care singurii mari consumatori de gaz sunt aragazul și centrala folosită doar pentru încălzitul apei. Pensionara mărturisește că de fapt folosește o sobă cu lemne pentru a-și încălzi locuința. Nu au fost probleme, au recunoscut că este o eroare și au emis o factură de 1700 de lei. Normal, și aceea era mult prea mare. În final, după un alt drum, a fost emis o factură de 200 de lei. E bine că totul s-a terminat cu bine, chiar dacă asta a însemnat nervi, timp și câteva drumuri pentru o femeie de 70 de ani. Eu m-am întors abia azi în oraș și am fost șocat când am văzut factura inițială. A povestit băiatul femeii. Factura uriașă a pensionarei a devenit virală pe internet după ce fiul femeii a postat factura pe o rețea de socializare. A urmat o avalanșă de ironii din partea internauților.